Bun, dar se discută despre reluarea campionatului. Există acea propunere de la Iași să se înghețe play-out-ul și, evident, pisica arătată de ligă, domnule, pierdem bani din drepturi. Firma întrerupe contractul. De asta vă întreb, dacă ați fi fost patron, finanțator în Liga 1, cum ați fi văzut? Ok, dincolo de precauția asta care trebuie luată, de măsurile astea de precauție care trebuie respectate. Probabil că aș începe cu o replică un pic mai dură, că l-am văzut pe Justin, secretarul la FED, de la Ligă, că da. Domnul e pe vreme cooperativei. Măi, tu te-ai născut din cooperativă, ai făcut parte cu comisiile alea care erai când erai, mă rog, și dirijai toate treburile astea tenebroase în fotbalul românesc prin comisiile la care participai. Ușor, cu pianul pe scări, că îți cad clapele peste nas. Dar revenind la punctual la această variantă, fiecare club știe cel mai bine ce este în interiorul clubului și ce posibilități are. Eu nu pot să mă pronunț, fie că e vorba de Iași, fie că e vorba de orice echipă, în numele lor. Numai că spun, dacă se respectă condițiile care sunt impuse, la nivel mondial, la nivel acum european, la nivel național, e ok să se joace. Nimeni nu spune să nu se joace. Doamne ferește. Dar va fi foarte greu pentru unii care nu dispun de, mă rog, de posibilitățile financiare ca să poată să asigure întocmai și, mă rog, fără niciun fel de reproș, condiții care sunt impuse.